semn al acestei relații foarte bune este vizita premierului Dacian Cioloș în acest început de an, aici, la Paris. A fost o vizită care continuă de altfel, pentru că ea va fi și mâine, dar o vizită foarte densă astăzi, cu multe întâlniri, printre care și aceasta cu dumneavoastră. Despre vizită, îl rog însă pe premierul Dacian Cioloș să ne spună mai mult. Domnule prim-ministru. Mulțumesc. În primul rând vreau să-i mulțumesc domnului ambasador pentru rapiditatea cu care a reușit să organizeze într-un mod foarte eficient această vizită. Am discutat despre această vizită prima dată la București, înainte ca dânsul să vină la post și să preia postul aici. Deci este o premieră pentru amândoi. Și mă bucur că suntem amândoi aici, pentru că, într-un anumit fel, amândoi am profitat de generozitatea Franței la momentele respective. Chiar discutând astăzi, am ajuns la concluzia că am fost amândoi la bursă, la studii în Franța, în același an, în 1995, dânsul la Strasburg, eu la Rennes, deci într-un capăt, unul celălalt al Franței. Și deci este o onoare că pentru amândoi să putem contribui astăzi, fiecare după poziția care a fost încredințată, la întărirea relațiilor de cooperare dintre Franța și România, care, așa cum spunea domnul ambasador, sunt foarte bune în momentul de față și ele sunt foarte bune, și o spun în cunoștință de cauză și din experiență, sunt foarte bune în primul rând datorită dinamismului comunității românești din Franța, atât la Paris, care știu că este foarte activă, dinamică și influentă, cât și în regiunile franceze. Am avut ocazia să experimentez eficiența cooperării bilaterale dintre diferite comune și orașe franceze înfrățite cu comune și orașe din România. Legătură care trece dincolo de culori politice, de partide politice, de guverne, și care face că oricine ar veni la guvernare în Franța sau în România construiește relații de cooperare pe o platformă, pe o fundație care este deja foarte solidă, tocmai datorită legăturilor care există între comunitățile noastre. Asta am făcut și eu astăzi, pornind de la acest prealabil favorabil. Am discutat cu președintele François Hollande și cu primul ministru Manuel Valls despre colaborarea noastră în domeniul economic, în primul rând. A fost, să spun, centrul de interes al vizitei, cel puțin pentru mine. Avem o prezență franceză a unor mari grupuri industriale franceze în România, care au un impact pozitiv semnificativ asupra economiei din România. Și considerăm că, date fiind condițiile economice, situația din România, există perspective pentru a dezvolta aceste relații de colaborare, de cooperare economică, pentru a stimula investițiile franceze în România și mai mult și la nivelul întreprinderilor mici și mijlocii. Însă suntem interesați, și aici și comunitatea românească ne poate ajuta cel mai mult, suntem interesați și să stimulăm o prezență românească în Franța, pentru că activând acum pe o piață comună, sunt sectoare, sunt domenii în România care încep să aibă un potențial de export din ce în ce mai important, mai semnificativ, și care ar putea viza inclusiv piața franceză, cu atât mai mult cu cât, după cum spun, sunt anumite tradiții, sunt legături care ar facilita această prezență românească aici. Am venit pentru ca să vorbim în continuare de partea economică. Din delegație face parte și viceprim-ministru și ministrul economiei, domnul Costin Borg, și el cu serioase antecedente franceze, să spun, pentru că înainte de a fi ministru a lucrat pentru un mare grup francez în România, a lucrat inclusiv aici în Franța, deci cunoaște bine și dânsul situația din Franța. Și împreună cu dânsul, unul din obiectivele noastre ale guvernului este să avem o altă abordare a diplomației economice, cu o abordare mult mai pragmatică, să sprijinim capitalul românesc să fie cât mai prezent și mai activ și în străinătate.
Și aici o să venim cu o schimbare de abordare, inclusiv prin consilieri economici de la ambasade și prin sprijinul pe care statul o să-l acorde celor care o să aibă inițiative economice de acest gen. Am discutat cu președintele Hollande și cu premierul Valls și despre migrație, am discutat despre Schengen. Sper eu să putem obține și sprijinul Franței în cursul acestui an pentru ca România să fie acceptată în Schengen, cel puțin într-o primă etapă cu aeroporturile, ceea ce n-ar crea probleme legate de situația pe care Uniunea Europeană trebuie să o, să o gestioneze acum și care ar recunoaște eforturile pe care România le-a făcut până acum. Am discutat cu președintele și cu premierul și despre relații internaționale, insistând pe Republica Moldova și pe sprijinul pe care l-am solicitat și Franței pentru a ajuta Republica Moldova să continue orientarea spre valorile europene și spre calea europeană, să spun. Mâine, astăzi am mai avut o întâlnire cu președintele Senatului și cu câțiva membri ai Senatului, o foarte bună discuție și am constatat cu plăcere să văd că este un interes vis-a-vis de România, de ce se întâmplă în România și de România ca stat membru al Uniunii Europene și dincolo de problemele curente pe care le auziți aproape în fiecare zi la radio sau le vedeți la, la televizor. Am discutat și despre aceste aspecte, dar mă bucur să văd că există un adevărat interes pentru un parteneriat între Franța și România și la nivel politic sau la nivel statal. Mâine o să mai am o întâlnire cu președintele Adunării Naționale și mâine dimineață o să avem o întâlnire cu reprezentanța IMEDEF, deci cu companii franceze care sunt interesate să investească în România. Dar sunt în această vizită împreună și cu alți miniștri, v-am spus de domnul vicepremier și ministru al economiei Borg, este și domnul ministru de externe Lazar Comănescu, care a fost aici, cred că astă seară a trebuit să plece la Bruxelles, la o întâlnire. E domnul Vlad Alexandrescu, ministru culturii, care este aici pentru contacte, cu atât mai mult cu cât ne pregătim de centenarul 2018, pe care vrem să-l celebrăm și împreună cu Franța și vor fi anumite evenimente care vor fi organizate, sprijinite de guvern și organizate de ambasade în anii următori și este unul din proiectele importante ale domnului ambasador. La nivel european, România a sprijinit mult Franța în această perioadă în care Franța a trecut prin încercări grele. Le-am sprijinit cu toate mijloacele pe care le-am avut, cu atât mai mult cu cât și noi am fost afectați într-un anumit fel cu cele două victime, cei doi compatrioți care au decedat în atentatul de la Bataclan. Deci, o vizită intensă, consistentă, concentrată pe stimularea cooperării economice, dar și pentru a întreține contactele politice și la nivel guvernamental cu Franța pe proiecte de interes comun la nivel european. Și sper eu că această vizită să fie și ea premiza întăririi, cum am spus, a relațiilor bune pe care le avem cu Franța. Președintele Hollande mi-a promis că până la sfârșitul anului, în toamnă, o să vină într-o vizită în România și sper să fie un nou prilej de a discuta despre proiecte legate de cele două țări. Și care proiecte se bazează mult și pe implicarea dumneavoastră, pentru că dumneavoastră sunteți cei care puteți contribui cel mai mult la întărirea unei imagini a României care să corespundă cât mai mult realității, a ceea ce România într-adevăr reprezintă. Noi acasă, pe partea noastră, încercăm să facem cât mai mult pentru a contribui la aceasta, dar aici, în Franța, dumneavoastră sunteți în prima linie și cu experiența pe care o aveți fiecare, sunt convins că n-aveți cum să uitați de unde veniți și că prezența dumneavoastră aici nu face decât să întărească spiritul european al României. Deci vă mulțumesc încă o dată pentru ceea ce faceți, mă bucur că am avut ocazia să ne întâlnim
și vă promit că dacă o să mai am ocazia să revin în Franța, vă puteți baza pe, pe domnul ambasador și știu ceea ce spun, pentru că o spun în cunoștință de cauză. Mulțumesc și mult succes! Anul ăsta va fi și o provocare pentru noi, pentru guvern, pentru că va trebui să aplicăm pentru prima dată votul prin corespondență, cu o lege care e așa cum e, dar e important să o valorificăm cât mai mult și să vă creăm cât mai multe posibilități să puteți să vă exprimați dreptul de vot și printr-un număr suficient de secții de votare, dar și punând la punct acest dispozitiv de vot prin corespondență. Am vrut să vă spun și despre asta ca să vă dau semnalul clar că ne preocupă acest lucru și că o să facem tot ceea ce ține de noi ca să organizăm cât mai bine și aceste alegeri și să vă permitem să vă exprimați dreptul de cetățeni români, indiferent unde vă aflați, chiar și aici în Franța. Mulțumesc!